faceți astăzi aici, dacă vreți să ne spuneți? Pentru că s-au adunat foarte multe probleme legate de activitatea noastră poștală și de fiecare salariat poștal în parte. Probleme cum ar fi condițiile de muncă, extraordinar de proaste, dar în primul rând, în ultimii 3 ani de zile, noi avem probleme foarte mari referitor la ceea ce înseamnă traiul de zi cu zi. Salariații poștali de anul trecut, din luna octombrie, când s-a semnat un contract colectiv de muncă, așa zis contract colectiv de muncă, cu salarii minime, salariu minim de 3.000 de lei al brut al fiecărui salariat poștal, anulându-se astfel ceea ce înseamnă vechime în muncă, adică salariați cu 20-30 de ani de muncă sunt încadrați în momentul de față pe minim pe economie. Lucru care e rușinos față de ceea ce înseamnă managementul companiei și o ofensă adusă salariaților poștali. Nu în ultimul rând suntem aici pentru a protesta împotriva angajatorului care de mai bine de 10 ani de zile, indiferent ce conducere managerială am avut, se încearcă transformarea și desființarea ceea ce înseamnă funcțiile de poștă. Știm cu toții că există factori poștali, oficianți poștali, casieri poștali, diriginți de oficiu poștal. Se încearcă, prin actuala conducere managerială, încearcă să desființeze aceste funcții, să le transforme în niște funcții care nici măcar nu se regăsesc în codul ocupațiilor din România. Vă dau exemplu de diriginte de oficiu poștal. Eu sunt diriginte de oficiu poștal, sunt suspendat din activitate pe activitate sindicală, dar se dorește transformarea în manager de oficiu poștal. Nu există în codul ocupațiilor din România astfel de lucru. Noi, pentru funcțiile pe care le avem în cadrul poștei, am susținut concursuri de angajare. Acum vine cineva să te numească pe o meserie care nici nu există în codul ocupaților. Ce vă reprezintă munca unui factor poștal? Câți kilometri face el pe zi? Este o cel puțin 20 de kilometri, dar asta nu înseamnă că el face în jur de 40, pentru că asta înseamnă că merge să distribuie într-un singur sens. Trimiterile poștale sunt plătite, în general spun trimiteri poștale la tot ce înseamnă scrisoare, colet, absolut tot. Trimiterile poștale sunt plătite într-un singur sens, să plece de la expeditor la destinatar. În momentul în care ele se întorc și nu sunt predate, atunci o cheltuială în plus a Poștei Române. Deci nu intră în costul tarifar al fiecărui produs în parte. Aveți boli profesionale? Da, există boli profesionale, ceea ce înseamnă legat în primul rând de aparatul cardiorespirator, aparatul locomotor, sistemul osos, pozițiile vicioase în ceea ce înseamnă pozițiile de la ghișeu ale colegilor mele oficiante, casieri, iar factorii poștali sunt expuși pe de o parte intemperiilor. Vedem cu toții, un motiv de a alege acest protest între 8 și 9 dimineața a fost ca să nu dăm peste cam nici activitatea poștală și nici să fie soarele foarte puternic, în așa fel încât să întâmpinăm alte probleme medicale. Numele dumneavoastră și funcția? Florin Gheorgheu mă numesc, sunt președintele Sindicatului Poșta Română Constanța.